Strada Locotenent Colonel Pretorian a fost inundată astăzi în jurul amiezii. Fluxul masiv de apă provenea de la o conductă spartă, Cu mai multe de detalii vine colega mea Corina Gliguța. O conductă ce aparține companiei de apă Someș s-a spart astăzi în jurul orei 11. Apa nu a fost oprită timp de 3 ore și din această cauză o stradă din cartierul Dumbrava a fost inundată complet. În jurul orei 11, mai mulți locatari al unui bloc de pe strada locotenent, colonel Pretorian, au semnalat faptul că strada este inundată, iar oamenii nu pot trece de pe o parte pe alta. O locatare ne-a spus că timp de trei ore apa curgea în continuu și că nimeni nu s-a sinchisit să o oprească, timp în care locuitorii au rămas fără apă în locuințe. Întrebat despre ce s-a întâmplat pe strada locotenent, colonel Pretorian, Eugen Pop, directorul companiei de apă Someș Sălaj, ne-a declarat că au fost anumite probleme cu o conductă care s-a fisurat și a fost nevoie de intervenția angajaților companiei pentru remedierea problemei. Potrivit lui Eugen Pop, în jurul orei 16, apa a fost repornită.